Ok, bun. Da. Ce s-a întâmplat, practic? S-a ajuns și ați strâns copiii sau nu? Bună ziua! Sunt Magda Vasile, profesor al Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza. Sunt profesor în această instituție de 27 de ani. Sunt profesor de matematică și am avut împreună cu elevii pe care i-am coordonat rezultate foarte bune la învățătură. Sunt un profesor serios care încerc să determin elevii mei să-și găsească un drum, o ținută care să-i facă să se descurce când vor ieși din băncile școlii. Consider că copiii noștri au egalitate de șanse și atunci încerc să construiesc în ei un simț civic și un simț al răspunderii. I-ați tuns? Relativ la cele ce s-au întâmplat, da, vinerea trecută, pot să spun că în cadrul orei de dirigenție, în mod repetat, am vorbit cu copiii, da? Le-am explicat ce trebuie să facă. Copiii vin la școală formându-și un fel de moț, să spunem, gen samurai în vârful capului. Când își dau acel moț jos din cap, sunt permanent preocupați să-și așeze freza, să fie, da, într-o formă, să spunem, să aibă un look, da? Nemai fiind atenți la ceea ce se întâmplă. În mod repetat, colegii mei mi-au spus că nu sunt atenți la oră, că nu își iau notițe, că nu fac ceea ce trebuie din punctul acesta de vedere. În acea oră de dirigenție am reluat această discuție pentru că tocmai primisem niște informări că la alte ore nu fac ceea ce trebuie și atunci le-am spus să se tundă pentru săptămâna viitoare. Copiii au început în clasă să-și măsoare unul altuia părul pentru că au considerat că nu au depășit o limită, da, a regulamentului. Ar trebui să fie undeva spre 5 cm, copiii aveau unul 14, altul 15, cei despre care vorbim. Discuția a mai avut loc, da, și cu alte ore, în alte ore de dirigenție și cu părinții, la ședința cu părinții. Noi nu am avut o limită obligatorie în sensul că atâta timp cât ei își fac treaba și au o ținută decentă, i-am lăsat să fie, da, să spunem așa, în urma discuțiilor repetate, o parte dintre băieți s-au tuns și chiar au constatat, da, că le stă mult mai bine și că arată mult mai bine. Practic, da? Ce ați făcut? Practic, în momentul în care ei au început să măsoare și au hotărât că sunt cu dimensiunile de păr mult peste ceea ce ar trebui să fie, eu am spus, da, hai să spunem sub formă de glumă, cu toate că nu cred că asta era, da, o glumă neapărat, am spus că eu, fiind profesor de matematică, n-aș ști să-i tund, să se ducă la frizer, pentru că frizerul este singurul măsură să-l tundă. Eu aș fi putut eventual să-i tund cu o formă geometrică, tocmai terminasem patru laterele și atunci aveam niște forme geometrice, da, să spunem, pe acolo. Unul din copii avea o foarfecă pe care mi-a mânat-o și a zis cum e. Și a spus, ați putea să-i tunde și am spus categoric nu. M-am apropiat de elevul Ioniță, el a fost, da, cel mai... Ioințărarea și a fost cel mai apropiat de mine. Nu a fost în niciun fel împotriva apropierii mele de el. Din partea de spate am luat între vârful degetelor o mică șuviță din care am tăiat într-adevăr, ce să spun, să fie 10 firișoare de păr pe o lungime de un centimetru, un centimetru și jumătate. Șuviță pe care i-am pus-o pe caiet, în așa fel încât să vadă că nu a fost tuns, că nu a fost traumatizat, că nu a fost în niciun fel agresat. A fost tot timpul de acord, a râs, să spunem, da, de ceea ce se întâmpla. În niciun caz, intenția mea nu a fost denigratoare la adresa copiilor. Da? Dar lui i-a dat o șuviță sau și altele? Și apoi, al doilea elev, ca lungime, să spunem, a părului era Sebastian Șeinanu, i-am făcut aceeași, da, i-am aplicat, să spunem, același tratament cu ghilimele și în momentul în care s-a văzut cu șuvița pe caiet, s-a distrat, s-a dus să o arunce la gunoi, iar eu le-am explicat copiilor așa. Ceea ce vi se pare că este o traumă, faptul că cineva vă pune să vă tundeți, nu înseamnă, de fapt, decât că vă creați voi o altă imagine. O secundă, vă rog. Deci ceea ce mi se pare mie foarte important este că acea, nu știu, mică parte din perișor care le lipsește, nu le-a schimbat cu nimic, nici imaginea,
nici n-au fost traumatizați, nici n-au fost vreo secundă în pericol. Părinții știau că urmează să fie la un moment dat atunci și în momentul în care ei în oră ar fi făcut ceea ce trebuie. Cei doi copii la ambii copii în oră au alte preocupări. Să-și așeze freza, să stea de vorbă, să facă orice altceva. Regretați gestul? L-ați repeta? Nu l-aș repeta. Consider că sunt băgată într-un scandal mai mare decât era cazul să se întâmple. Sunt un om decent și un om care și-a văzut de treabă în toți acești ani. Sunt un om care cred eu că am ajutat mulți copii să-și schimbe drumul în viață și să-și găsească calea. Nu consider că am avut vreo clipă, vreo, să-i spunem, parte în care să-i traumatizez, în care să-i... Deci a fost o atmosferă relaxantă și efectiv copiii au luat-o ca o glumă. Ce au spus mai departe părinților și ce a exagerat apoi presa, nu știu de unde au apărut toate acele mișcări. Am martor copiii din clasă care știu ce s-a întâmplat, care au spus clar că este o exagerare. De la un deputat, doamnă, de la postarea pe Facebook a unui parlamentar român. Da. Noi nu am exagerat cu nimic. Credeți că se va schimba conduita acestor elevi în timpul orelor de matematică sau al oricăror alte ore? Eu cred că, domnul... Da, vă rog, sigur. Dacă se tun, credeți că vor fi mai atenți, vor învăța mai bine? Să consider că am citit și eu acea postare a domnului parlamentar. Pot să consider că încearcă să instige, dacă vreți, la o neaplicare a regulamentului. Noi toți trăim într-o societate în care regulile sunt importante. Dacă nu ne-am bazat pe aceste reguli, probabil că am fi într-un haos. De noțiunea de bullying ați auzit? Nu. Păcat. Privește direct sistemul de învățământ din România. Da. Mulțumesc. Bun. Mulțumesc.